Dănești este o comună în județul Gorj, formată din satele Barza, Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Dănești, Reședința, Merfulești, Șasa, Trocani, Țârculești, Ungureni și Văcarea. Această comună este administrată în prezent de către primarul Mădălin Paliță și Consiliul Local, compus dintr-un număr de 13 consilieri. Aflat în cel de-al doilea an al primului său mandat, edilul are o serie de idei și proiecte la care lucrează neîncetat, marele obiectiv fiind prosperitatea comunei. Primarul Paliță a acordat și acordă o atenție deosebită atât tinerilor comunei, cât și celorlalte grupe de vârstă. Chiar dacă primul an al mandatului său a fost unul destul de dificil, fiind necesar a fi puse la punct multe aspecte ce țin de comuna Dănești, anul 2022 se anunță a fi un an optimist și încărcat de activități ce țin de dezvoltarea și buna organizare a acestei zone. Este adevărat, este începutul celui de-al doilea mandat. Eu sunt foarte încrezător. Primul mandat a fost un mandat un pic mai greu, până am reușit să punem la punct tot ceea ce era necesar pentru obținerea de fonduri, însă să știți că pentru acest an sunt foarte optimist. Dacă anul trecut am reușit și am reabilitat școala de la Văcarea, da, anul trecut am reușit și am făcut un teren de fotbal sintetic pentru cei tineri, am zugrăvit în totalitate interiorul școlii de la Barza, am făcut tot ce s-a putut, atât cât am avut pe fonduri din bugetul local, dat fiind faptul că anul trecut a fost un an în care nu s-au putut obține fonduri nici guvernamentale, nici fonduri europene. A fost un an de tranziție între cele două perioade de alocare a fondurilor. Însă în acest an pot spune că am început cu dreptul și pot să spun treaba asta datorită faptului că în curând vor începe lucrările de construcție a unei noi grădinițe în comuna Dănești, o grădiniță cu trei grupe, o grădiniță modernă care va răspunde cerințelor actuale și standardelor actuale. Pot spune că începând cu luna martie vor începe lucrările de construcție la sala de sport din satul Barza, acolo unde se află și școala gimnazială. Nu vreau să fiu foarte optimist, dar sunt convins că vor începe lucrările de construire pentru că am predat inclusiv amplasamentul și am semnat inclusiv autorizațiile de construire. Una dintre realizările cu un înalt grad de importanță este reabilitarea școlii din Văcarea, unde studiază în prezent un număr de 16 elevi și 10 grădinari. Educația și recreerea sunt primordiale, astfel că unitățile de învățământ și spațiile de joacă se află în topul listei de sarcini ce se doresc a fi finalizate cât mai repede. Pentru acest an avem mai multe proiecte de investiții. Îmi doresc foarte mult să reușim să schimbăm și acoperișul la școala care a fost reabilitată la Văcarea și să facem un acoperiș nou, astfel încât să nu compromitem întreaga investiție. Îmi doresc foarte mult să mai fac câteva locuri de joacă pentru copii. Dacă voi putea, voi face chiar 3-4 locuri de joacă pentru copii. Voi continua să mai modernizez și să mai renovez o școală din comuna Dănești. Vom vedea care dintre ele va fi aleasă printre primele, da, în funcție și de ce dorim să facem în aceste școli. Avem proiecte mari, am depus un proiect tot așa pe AFM-ul unde vom primi, sper eu, o finanțare de 20 de miliarde lei vechi pentru reabilitarea termică a școlii de la Barza. Am făcut lucruri multe într-un timp relativ scurt. Când vor începe să se finanțeze proiectele pe fonduri europene, cred eu că vom avea și pe fonduri europene proiecte depuse. Proiectele nu se opresc aici, iar munca edilului se bucură de recunoștința întregii comunități, localnicii călcând cu drag pragul primăriei, ori de câte ori se ivește o solicitare, o problemă ce necesită rezolvare sau chiar un sfat. Vor începe lucrările de construire și la așezământul cultural. Sunt foarte optimist. Am făcut studiu de fezabilitate pentru un after school care va fi amplasat aici în satul Dănești, în locul școlii care va fi demolată. Sunt proiecte multe, sunt proiecte pe care îmi doresc să mi se întâmple. Ceea ce pot să vă spun că am sprijin foarte mare de la Consiliul Județean.